Pasagerul de 65 de ani a suferit o criză de epilepsie în trenul care se deplasa din capitală la Iași. O asistentă medicală, care lucrează în Italia, i-a acordat primul ajutor și a reușit să-l stabilizeze. Femeia și-a pierdut de curând tatăl, pentru că ambulanța nu a ajuns la timp și s-a temut că omul din tren ar putea să aibă aceeași soartă dacă nu intervine. Eu l-am descoperit, l-am pus în poziția de, pentru masaj și am cerut, am desfăcut geaca și ce avea pe dumnealui, iar îmi trebuia o foarfecă, am cerut o trusă de primul ajutor să pot interveni, să încep masajul. Mi s-a spus că nu există o trusă în tot trenul de primul ajutor, nu există foarfecă, nu există mănuși. Potrivit regulamentului de transport feroviar, conductorul trenului sună la 112 și oprește în următoarea stație sau chiar în câmp unde este așteptat echipajul de ambulanță care să acorde îngrijiri medicale. Călătorii spun că trenul a oprit în Crasna, cea mai apropiată gară, după ce au insistat să oprească. Da, poate în gară au trusă de prim ajutor? Hai să vedem. Poate ne ajută să aibă oxigen. Până a ajuns ambulanța, câțiva călători au încercat să găsească o trusă de prim ajutor. Dar totuși o trusă putea să-i dea omului oxigen, da, nu e în tot trenul. Nu e în tot trenul. Nu sunt. De ce? Sunt mii de oameni care călătoresc cu trenul, chiar așa. O astfel de trusă poate să ajute în diferite situații, niciodată nu știi când ai nevoie și de asta este foarte important să o ai. Controlorul a acționat, a încercat să ia parte și el la ajutorarea omului, într-adevăr, și de ce nu? A fost unul dintre oamenii care a vorbit cu domnii de la salvare. În cele din urmă, bărbatul a fost preluat de un echipaj de medici și transportat la spital. Reprezentanții CFR spun că o trusă medicală nu ar fi fost de niciun ajutor într-o asemenea situație. Simpla aia foarfecă, era fundamentală, era importantă. Nu am avut-o. O trusă conține ribanol, spirit, fașe. Ce faci cu ele? Odată. Deci sunt niște chestii necesare dacă cumva te tai la un dege sau lucruri de-astea banale pe care și le poate rezolva orice călător. Aici nu poate să intervină decât un cadru de specialitate, pentru că altfel, dacă se face o intervenție benevolă din partea cuiva, unui călător sau conducătorului de tren, Doamne ferește, ceea ce nu se întâmplă, firește, poți să-i produci o problemă mult mai serioasă decât cea de care călătorul suferă pe moment. În Marea Britanie, unde lucrurile se mișcă mai rapid decât în România, trenurile sunt dotate cu truse de prim ajutor și defibrilatoare.